Domnule Budai, nu mai discutăm despre când va veni valul 4 al pandemiei în România, că este clar că trecem deja prin valul 4, iar numărul de noi cazuri de coronavirus ne arată, ne indică acest lucru. Întrebarea dacă este, îmi permiteți acum să fac și eu 10 secunde pe jurnalistul. Ați auzit cumva vreo strategie creionată de actualul guvern pentru începerea noului an școlar? Ajungem și acolo. Ajungem și acolo. Vreau să vă întreb, cum credeți că va trece România peste valul 4 al pandemiei, mai ales în condițiile în care vedem că ritmul vaccinării stagnează? Ne-am blocat undeva, nu a mai funcționat mașinăria aceasta. Ce credeți în general, cum credeți că vom trece peste valul 4? În general, cetățenii români, până acum, eu zic că s-au, în marea lor majoritate, s-au comportat exemplar. A trebuit să stăm în izolare, am stat în izolare, a trebuit să purtăm masca, am purtat mască. Sigur că au fost și anumite cazuri, că nu există, nicăieri în lume nu s-a întâmplat să nu fie, cum spunem noi românii, pădure fără uscături. Dar, în general, cetățenii români s-au comportat cu responsabilitate. Au avut grijă de bătrânii familiei, au avut grijă de copiii familiei, am avut grijă între noi să ne distanțăm atunci când a trebuit. Însă ceea ce acest eșec de gestionare al vaccinării, vă aduceți aminte acele cifre, 5 milioane, 7 milioane, 8 milioane, 10 milioane, avem 120 de milioane de vaccinuri precontractate, e delir total. Și raportarea a ceea ce s-a întâmplat și ulterior acele, nu zvonuri, acele informații date chiar de fostul ministru al sănătății, că cifrele au fost măsluite, deci modificate, au adus un grad de neîncredere în cetățenii români. Ceea ce, și aici vorbesc chiar și în numele partidului, ceea ce noi nu susținem, Susținem o campanie de vaccinare, susținem campania de vaccinare, dar nu susținem discriminarea pe bază de vaccinare. Ori am auzit o chestie extrem de periculoasă de la ministrul învățământului și nu mă așteptam la această chestie de la domnul Câmpeanu, că la o anumită 6 la mie, cred, a spus că vor putea veni la școală doar copiii vaccinați. Dacă facem acest lucru, creăm o discriminare extrem de mare și este chiar, bineînțeles, împotriva Constituției. Nu trebuie, spunem, nu hotărât discriminării pe bază de vaccinare. Eu sunt optimist, să știți. Cetățenii români au demonstrat până acum, și nu știu dacă sunteți de acord sau nu, dar eu mențin opinia, au demonstrat până acum în marea lor majoritate, în covârșitoarea lor majoritate, responsabilitate. Și eu cred că vom depăși cu siguranță această situație. Mai avem nevoie de câteva chestiuni. Mai avem nevoie de o strategie de începere a anului școlar clară, precisă, transparentă și fără discriminare. Și mai avem nevoie de ceea ce ne spunea actuala guvernare. Nu știu câte paturi aveau dumnealor în plus și deja făceau paturi în plus la ATI. Se demonstrează că deja lucrurile și informațiile sunt alarmante. Și deja noi nu prea mai avem, sunt spitale unde nu avem locuri la ATI. Ei, dacă aceste două chestiuni vor fi făcute, cu siguranță vom traversa și mai ușor acest val 4.